Vaccinul ROR oferă protecție împotriva rujeolei, rubeolei și oreionului, iar vârsta recomandată pentru efectuarea acestui vaccin este la 12 luni și la 5 ani. Ministrul Sănătății Florian Bodog a declarat vineri la Fălticeni că în întreaga țară au fost transmise 109.000 doze de vaccin ROR, iar alte 10.000 de doze urmează să fie achiziționate. Noi am făcut apel la Organizația Mondială a Sănătății să mobilizeze resurse de vaccin în România, pentru că epidemia de rujeolă nu este o epidemie doar a României. Știm foarte bine, epidemia nu are granițe, nu stă la frontieră să-și prezinte pașaportul. Rujeola poate trece și în țările vecine, motiv pentru care s-au mobilizat și au mobilizat noi stocuri alocate altor țări europene pe care le-au adus spre România. Noi, în momentul de față, suntem în procedură să le achiziționăm, a explicat ministrul Sănătății. Florian Bodog a mai anunțat că a fost constituit un comitet interministerial pe care îl coordonează și care va analiza toate modificările legislative și toate procedurile, astfel încât să nu se mai ajungă într-o asemenea situație. S-a ajuns la această situație pentru că în anii trecuți nu s-au făcut contracte pe termen lung. Noi, toate contractele pe care le facem, le facem pe o perioadă de 4 ani, cu specificarea foarte clară, contractuală, a cantităților, așa încât firmele să știe că pentru România în 2018 trebuie să producem 400.000 de doze sau 500.000 de doze, a precizat Bodog. Aceste stocuri au rolul de a asigura România, copiii din România, că în situații de epidemie, Doamne ferește, suntem pregătiți să acționăm, a spus ministrul Sănătății. El a anunțat că România are asigurat stocul de vaccin împotriva rujeolei pentru acest an.